Prieteni, lăsați un like dacă vă jucați în Brawl Stars. Pe scurt, sunt Dynamite. Era o dimineață foarte bună, adică bună, doar dacă n-ar trebui să merg la lucru. Bine cunoscut ca Brawl Stars Arena. Poate mai dormeam un pic dacă nu aveam și alarma prinsă. M-am trezit, m-am ridicat și am mers în baie să mă spăl pe față. Ca de obicei, din cauza barbei, era incomod să mă spăl pe față. Am decis să-mi curăț dinții, dar nici aici nimic nu s-a primit. Am aruncat totul și am mers să mănânc ceva. La bucătărie, iarăși m-a aștepta o surpriză. Am decis să-mi fac un ceai, totul am pregătit pentru ceai, doar a rămas zahărul, care era pe cel mai ultimul raft din dulap. Câteva ori am sărit și am ajuns la zahăr. Ca rezultat, cutia cu zahăr a căzut pe casca mea, pe care niciodată n-am luat-o de pe cap. După, am spus gata, vreau să rămân fără barbă. Am mers în baie și am început să mă rat pe față. Peste câteva momente am rămas fără barbă. Oh, la început m-am speriat, după mi-am plăcut cum arăt fără barbă. Am mers la motonaș, i-am povestit totul cum a căzut cutia și cum am rămas fără barbă. A venit și timpul să plec la lucru. Am luat totul pentru lucru, i-am spus motonașului să ia seama de casă și am plecat. Pe drum spre lucru, m-am gândit să merg la frizerie să-mi facă din nou barbă, că nu pot veni la lucru fără ea. Am ajuns în frizerie, m-am așezat și peste câteva momente deja aveam din nou barbă. Oh, cât de cool arăt! Nice și am mers la lucru. O să joc cu prietenul meu, Rico. Am intrat în meci. Prin apropiere nu am găsit cutii. Bulu a încercat să destrugă cutia. Noi cu Rico am început să tragem în el. Rico l-a omorât. Uhu, avem primul power-up. Am început să trag în Jessie. Ea nu vrea să moară de la dinamită. Rico a omorât-o și pe ea. După eu am găsit două cutii, am început să trag. Uhu, deja aveam 4 power-up-uri. O Bit se juca cu roboțelul. Rico a mers după el și l-a omorât. Bibi s-a băgat și a mers și ea acasă. După roboțelul m-a atacat. Împreună cu Rico l-am omorât și pe roboțel. Am adunat 8 power-up-uri, după care pe drum spre centru am mai găsit 2 power-up-uri. Deja am ajuns la 13. Bibi a revenit să ne omoare. Am omorât-o și în același moment m-a atacat EMZ. Ea m-a arătat dinamita și a murit. Deja aveam 17 power-up-uri. Piper era urmărită de roboțel. Am decis să o ajut. Am ajutat-o. I-am luat power-up-urile. Am omorât și pe roboțel. Deja aveam 23 de power-up-uri. Am început să ne luptăm din nou cu MZ. Rico s-a enervat și a omorât-o. După Rico i-a omorât și prietenul. Sfârșit. Miciul a fost greu. Oh, gata, ajunge pe azi. Am mers spre casă. Când am ajuns acasă, nu era lumină. Oh my god, iarăși n-am lumină. Am început să caut lumânarea pentru a vedea ceva. Din greșeală am prins dinamita. L-am luat pe motanaș și m-am ascuns repede în baie. Așa a trecut și o zi din viața mea. Pe scurt, sunt Dynamite. Hei prieteni, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați de like, m-am străduit foarte și foarte mult. Prieteni, vreau să vă rog să dați un follow pe Instagramul meu, că vreau să încep o activitate super tare pe Instagram și vreau să adun până la sfârșitul anului 2019 20.000 de follower. Cine mă ajută, prieteni, go să dați un follow pe Instagramul meu. A rămas o zi, prieteni, până la sfârșitul anului 2019. Haideți să adunăm 20.000 de follower. Pa, pa, prieteni! Sărbători fericite!